și ne-am gândit să și cântăm și să avem mai mulți artiști, pentru că săptămâna viitoare mai avem emisiune și apoi intrăm în vacanță și n-au loc toți să vină pe rând și atunci ne-am gândit să-i punem pe toți în același timp. Damian Drăghici, Joe WhatsApp, Dan Ciotoi, toți sunt aici și să vedeți că au și o piesă împreună. Haideți să-i poftim alături de noi! Damian, cum merge treaba? Bine, domnul Cătălin, bine. Hei, Joe. Bună ziua. Bună ziua, Joe, ce faci? Bine, mulțumesc. Ăsta nu trebuia să le iei pe sub tricou? Nu, dragă, așa e stilul. Iartă-mă pe mine, am crezut că se ia pe sub tricou. Se face maestro? Bine. Perfect. Și Oați, bineînțeles, care s-a îmbrăcat în alt. Voi v-ați vorbit să vă îmbrăcați amândoi la fel? Da. Iată-mă, că suntem lăptari. Suntem lăptari. Poftim. Haide, luați un loc aici, domnul Ciotoi, și haide să le povestim oamenilor despre ce este vorba. Voi chiar vă vorbiți mereu cum să vă îmbrăcați? Băi, nu, ți se pare mă joc? Da, de fiecare dată se potrivesc. Vrem să lucrăm la o firmă de lapte. Cel mai tare, cel mai tare la Dan Ciotoi, cea mai mișto, are și negru de la Dan Ciotoi, are și alb de la voi. Cel mai tare a fost la clip, când la clip chiar n-am vorbit și chiar am mers toți îmbrăcați așa în stil. Super, tare. Și asta era înainte să avem contractul cu firma de lăptărie care lucrăm noi doi. Ok. Perfect, dar voi la clip nu vă organizați, adică nu vă zice cineva cum să vă îmbrăcați, v-ați dus toți cu fiecare, azi, cu ce are acasă. Ne-am simțit. Ok, perfect. Maestre, ce faceți? Bine, mulțumesc. Cum merge treaba? Merge bine. Piesa asta, S-a rupt lanțul de iubire, e piesa formației Generic, nu? Da. O piesă, acum cât timp s-a lansat? În 1986. Auzi, bă, băiatule, doar 37 de ani, cât au. Nu se cunoșteau ai mei. 38 de ani, foarte frumos, nici nu se cunoșteau ai tăi. Bun, Damian, câți ani aveai atunci? 16 ani. Și iată, 38 de ani mai târziu. Și eu mai aveam 3 ani să mă nasc. Și vii și cânti piesa asta. Exact. Vii și cânti piesa asta. Tu când ai auzit WhatsApp prima dată, bă, tu de câte ori vii aici, ori mănânci mere, ori ne mănânci nectarinele, niciodată nu trebuie să vorbim cu tine. Mi-am dat seama de un singur lucru, nu e frumos. Lumea vine, adică voi puneți merele astea pentru invitați și nimeni nu le mănâncă. Eu consider că am bun simț. Cineva trebuie pauza publicitară după emisiune. Dar noi nu putem să vorbim cu omul că mereu e cu gura plină el. Dar nu punea și voi ceva, niște sarmale, niște ciocuri de burtă, niște... Eu le-am zis să mai schimbe meniul. Jo, povestește-ne tu atunci despre piesă. Na, zici, când ai ascultat-o prima dată S-a rupt lanțul de iubire? Nu mai țin minte, probabil în copilărie, pentru că o ascult peste tot, nu există. E o piesă pe care o auzi și când deschizi frigiderul. E în continuare prezentă peste tot. N-ai cum să nu auzi. O știam din totdeauna. Cred că există român să nu știe. Exact. S-a rupt lanțul de iubire. Exact. A fost hit normal, pentru că după Revoluție era Generic și Azur și era cu Mona, era cu S-a rupt lanțul de iubire și întotdeauna erau hiturile astea. M-a sunat Nelu. Nelu, și ține microfonul un pic mai aproape. M-a sunat după ce ai spus tu, da. Nelu Vlad, îl salutăm. Bine, am mai trecut puțin. Îl salutăm pe el, știi că au fost ca Steaua Dinamo. Acum nu mai putem să ne certăm că nu mai avem timp să ne împăcăm. Îl salutăm și noi pe Nelu Vlad de la Azur. Oameni care au făcut istorie. Damian, zi-ne și tu despre piesă. Tu ai luat inițiativa asta. Eu am luat în trecut, mai banii în urmă, mi-a țin minte când a fost și Andra pe același album. Da, la Gipsilor, că am avut pe Nelu Vlad cu Stații la Rizanu și pentru Delia cu Mona. Și de data asta, de mai mulți ani, m-am gândit la Dan, chiar de înainte de pandemie și după pandemie am vorbit, zic, Dane, te-ți facem și noi într-o zi S-a rupt lanțul de iubire. Sau frate frățiorul meu. Da, frate frățiorul meu, de frate ai zis, vorbeau înainte de pandemie, deci înainte de 2019. Acum fost 5 ani de zile. Deci cât a durat proiectul ăsta? Dane, trebuie să facem frate frățiorul meu. Și într-un final, acum un an am început să lucrez cu Jericho și cu băieții și am lucrat la S-a rupt lanțul de iubire. Și ne-am gândit la Joe, după aia la Marius. Marius, nu-ți mai ții nimeni. Marius Marian. Exact. Și eu așa știu de înainte și de aia. Și mie de ce nu ziceți Ioana? Eu zic Ioana ție personală. Așa. Și imediat cum am tras piesa, zic, bă, neapărat să vin cu Dan, să fie Dan în piesă și pe videoclip. Și l-am sunat pe Dan și a venit cu mare bucurie la clip și suntem fericiți chiar alături de noi. Foarte frumos. Oație, tu piesa de unde o știai? De la petrecere? Eu știu de când eram mic, îți dai seama, o știe toată țara, toată lumea. Eu acum mă bucuram dimineața, zic, Doamne, mulțumesc că am făcut și noi un hit nou și mă gândeam, zic, ce am făcut? Că era hit, adică noi l-am încălzit un pic, am dat drumul la ragaz, să zic așa. Da. Și acum că am prins și eu un pic așa, 30 de secunde, fur repede. Mulțumesc bunului Dumnezeu pentru că am părinți în viață și mă susțin indiferent de situație și ne iubim reciproc infinit. Mulțumesc pentru că am prieteni frumoși ca voi alături de mine, alături de care îmi trăiesc visul și mi l-am împlinit alături de voi. M-am emoționat rău. Mulțumesc lui Marius Chină care mi-a pus viața pe picioare și când restul fugeau de mine, el mă aștepta ca să nu cumva rămân singur și în urmă. Mulțumesc bunui Dumnezeu pentru că atât eu cât și soția mea suntem amândoi în trending iulie 2024. Aie! Ah, yeah.
Asta a fost azi. Scrie textul ăsta înainte să intri în emisiune. Da, păi da, multe gânduri, dacă să mă pierd. Ca la Oscar. Da. Păi am mulțumit, am câștigat, eu mă duc. Pur și simplu, pe mine mă uimește. Tu de seama cât de mult s-a maturizat, ca să nu mai vorbească în plus. Da. Și-a scris. Își scrie zi. Și după aia ta. Scrie și la obiect și gata. Și-a luat mărul. După aia mănâncă mea. Da, mă uimește, da. Oameni buni. Apă, mere. Deci, WhatsApp, Damian Drăghici, Joe și prietenul Dan Ciotoi cântă imediat Salut Lanțul de Iubire. Ne întoarcem, rămâneți cu noi. Oameni buni, oamenii ăștia talentați sunt pregătiți pentru o piesă care sunt convins că trebuie să se asculte vara asta non-stop, corect? Și să fie o piesă de petrecere, să ne bucurăm, să fie și la terasele de la mare unde cânta domnul Ciotoi, să fie și la terasele de la munte unde mergem să ne răcorim și peste tot. Ascultați! Și Marbea, Damian... trebuie să fie și Marbea. A, de ăsta e cu un peripit. De în vacanță o să fie peripit. Damian Drăghici, Joe, Dan Ciotoi, WhatsApp și orchestra sunt pregătiți pentru piesa care se numește Salut Lanțul de Iubire. Seară bună, oameni bune, vedem mâine la ora 3. Numai bine! Mulțumim, Cătă! Frumos! Și a rămas timp să-i prezentăm și pe oamenii ăștia care dacă n-ar fi fost cu voi, nu putea să cântați voi așa frumos, nu? Ce mai frumoși băieți dintr-o Padamen & Brothers! Vă rog frumos, aici l-avem la clape pe... Mihai! Pe Mihai! Bravo, Mihai! Adi! Adi, care a fost cu trompeta! Adrian! Adrian, care s-a întors de la Beach Please, iată-l! Bun și... Cristian. Și Cristian, foarte frumos. Oameni buni, deci nu uitați, Salut Lanțul de Iubire e pe YouTube, este pe toate rețelele de streaming. Luați-o, ascultați-o, bucurați-vă și mergeți la petreceri împreună cu piesa asta ca să fie senzație. E altă treabă, este? Da. Merge. Da. Acum când mă duceți să cântați piesa, cântați și pe cealaltă și pe asta. Da, ambele variante. Ambele variante, perfect. Oameni buni, să aveți o seară frumoasă, ne vedem mâine la ora 3, numai bine!